Domnule Dragnea, poate rămâneți că vrem să ne adresăm prim-ministrului de facto al României, domnul Liviu Nicolae Dragnea, care fuge, dar vine vremea când va trebui să nu mai fugiți, domnule Dragnea. Domnule Dragnea, ați furat banii copiilor, refuzând majorarea alocațiilor de la 1 martie. Domnule Liviu Dragnea, ați tăiat pensiile prin înghețarea punctului de pensie începând cu 1 ianuarie. Ați furat o pensie fiecărui pensionar. Ați scumpit ratele la bănci. Ați majorat facturile la gaze și electricitate, la cablu, la internet, telefonie mobilă. Creșteți impozitele locale cu până în 400%. Domnule Dragnea, dacă rămâneți în sală, vreau să vă spun că sunteți mai rău decât Vâșinski, ideologul dumneavoastră sovietic. Ți-aș mai spune, domnule Dragnea, că vă pregătiți să furați pilonul 2 de pensii. Ați pus ochii pe aurul românilor și ați lăsat pe români, după toate hoțiile, cu portofelul, ia să vedem, 2 lei, l-ați umplut și l-ați golit. Asta faceți voi, dați cu o mână și luați cu două. Unde-s banii hoților? La, în șpăci, în comisioane, în comisioane, în șpăci pe care le dați prin cimitire, în șpăci pe care le dați prin tablouri. Ați introdus 184 de taxe noi. Ați mințit românii că nu veți introduce nicio taxă nouă și le-ați pus biruri noi pentru că vreți să luați și pielea, dar și aerul pe care îl respiră fiecare român. În final, vă solicităm să abrogați și să plecați. Domnule Dragnea, elicopterul vă așteaptă pe terasă. Drum bun și până la Târgoviște să aveți ce vă trebuie.